Ce poze, doamnă, am văzut de la burlacul cu bani aruncați pe jos? Cine, ce La joacă, noi ce încă așa, concurs a făcut? iată așa la noi se inițiază chestionete, dar că arunci bani pe jos și apoi strângi. Numai nu știu, nu i-a pierdut primarul, el a pierdut niște foi de parcurs în urma revizii. Dar asta este un fel de... Deci eu m-am întors de la oraș, am primit în telefon o sumedenie de fotografii, genul dat, comentarii și spun: "Mam Tamara, iertați-vă, cac pudret mazghi." O cetățeană, Olea Moiseencu, revenită din elevă, doamnă, revenită din Italia, a efectuat un live prin care îndeamnă cetățenii să doneze bani la construcția celei scene care pretind să doresc să o construiască în fața Casei de Cultură. Toți cetățenii mă întreabă de una și îmi spun unde vor să amplaseze, să construiască această scenă. Eu le spun în partea stângă, deci cum le-am explicat, spun, nu-i bun. Acolo acel gazon va fi nimicit, se va deteriora, se va distruge. Plus la asta, de ce nu construiesc în partea stângă, acolo unde sunt ușile mari? Acolo se poate de intrat și vor avea acces liber, fie artiștii, fie cei de la teatru, se poate și teatru de vară, de vizionat. Plus la aceea, acolo este loc unde și de amplasat și scaune, adică, deci, loc de, pentru a te așeza. Iată că un grup de tineri, printre care și acolo sunt, văd, consilieri, s-au dat și ei buni, așa, organizatori, au furat o idee de la mine, adică ideea aceasta de a construi această scenă a fost, deci, lansată de către mine în campanie electorală, dar eu am avut de gând să construim o scenă în satul Burlacu Vechi, peste Părău. Doar după ce aveau să fie instalate opririle la intrare ieșire, după ce era să fie construite punțile, și tot la fel m-am gândit ca să apelez la săteni, pentru că în satul Burlacu Vechi, la vatra Corilor, acolo, de când mă țin eu minte, de când eu sunt copil, acolo porneau corele la sărbătorile de iarnă, apoi la Crăciun și la Paști. Deci, dacă se construiește o scenă, nu era ideea, doar ca să fie construită anume acolo unde își are locul. Ca să construiești o scenă de aceasta de vară, nu are rezon. Chiar în orice caz, ce nu s-ar întâmpla, fie diferite condiții meteo, în Casa de Cultură este sală de dans, sală de cașenă, unde se poate de petrecut toate măsurile, doar că nu-i reparată Casa de Cultură cum este reparată în alte localități. Și iată, aici vine cineva cu ajutorul, cu umărul, hai să facem o scenă afară. Dar să o faci, dar să o faci acolo unde este menită, să zicem, că aici nu mai trebuie să faci două scene, două scene care și-i moftă lor. Și posibil să o facă, poate să o facă. Dar, iarăși, într-adevăr, pudrea mazghie, cum ne scriu unii oameni, fără apă potabilă în sat, fără opririle instalate, fără punțele cele despre care am vorbit și care nu este imposibil, sunt avariate ca să poți deplasa în satul vecin, adică dintr-un sat nou, un sat vechi, fără punte inclusiv și în satul Spicoasa, că acolo este o râpă, că sătucul e situat pe malul unei râpe, prin care șerpuia un râuleț. Nici punte, nici acolo nu este, este doar un singur drum de trecere spre satul, mai departe satul Tătărești. Deci chiar fără drumul de calitate spre Spicoasa, acolo unde se transportă copiii la școală și de la școală, și deci iată, acum hai noi acum ia să facem o campanie de colectare a sumei bănești pentru a construi o scenă. Da, este bună o idee, dar nu duceți în eroare toată lumea. Nu este apă potabilă în sat. Nu sunt, încă o dată să mă repet, nu sunt multe, multe lucruri prioritare și iată acum ia, hai să susținem și să facem. Da, se poate făcut. Eu una știu să mă implic. Eu m-am implicat la susținerea copiilor, elevilor. Deci am lansat o idee, o inițiativă de premiere a copiilor, celor care vor obține, obține cel mai mare punctaj, adică la reușită,
inclusiv și examenul de clasa nouă, vor fi premiați locul 1 500, locul 2 400 și locul 3 300. Această inițiativă eu am lansat-o la întâlnirea cu absolvenții. Adică voi faceți ceea ce puteți voi să faceți, care le faceți, adică nu-i prioritar scena, este prioritar alte obiective, alte nevoi sunt prioritare în sat. În primul rând, apa este prioritară. Ca după voi să începeți să răscolim așa, nu știți, să facem o lecuță de valuri în tazi. Și atât ce v-am trimis eu acele fotografii. Cum poți să faci într-un sat să te duci când este aici și casă de cultură? Dar inclusiv în casă de cultură nu au apă, chiar nici stena asta, dacă când o să vină, ei nu au, că acolo este posibil să tragi și apă, este tot posibil. Numai nu este apă, uitați-vă, înțelegeți, tot ce le se face și de este ea și dor și erbinte de plășit, dar eu am zis cu apă trebuie și măcar cel puțin să servești un pahar de apă, să speli mâinile, să... Dar nu, asta nu se vede, nu se vede. Și într-adevăr, sunt de acord cu cei care mi-au scris. Pudre măzghie, doamna Tamara. Ceva noutăți cu investigația aceea, cu banii Noutăți, adică spălați, doar am... măturați, ascunși, ratați, Păi iată, din vânturați. cele care... Din sumele cele care sunt 4.400, 156... Mai ales de pe sonda aceea, de pe fântână arteziană făcută cu bani românești, care nu funcționează nici azi după aproape 10 ani. Dar chiar așa și uitați-vă, de 4.400 lambriuri neinstalate și niște piuni, 49.000, iarăși 49 întreg și 49.000, 20 de bani ce mai este aici, ea, suportate cheltuieli neîntemeiate. Dar pe de aici fac 3 scene, nu una. Plus la asta, primarul a atras în reparația primăriei mai mult de 2 milioane de lei. Cu aceleași firme care s-au constatat de la... Eu informația nu o dețin, nu dețin informația vizuală. Dar ceva investigații s-au făcut, pentru că aici îmi spune că au mai fost constatate și alte încălcări. Atunci cum? Ce faci? Ce se face la noi în sat? Pe de o parte primarul cheltuie cu nemiluita, pe altă parte hai să amăgim lumea că hai să facem. Da, e o bună idee, dacă ați furat ideea, dați să punem umăr la umăr să o construim acolo unde să facem, unde chiar într-adevăr nu e nici ca în satul Burlacul Vechi. Dar aici ce o să facă? O să treci și un gazon de fața casei de cultură și asta e un mofta cuiva, fără apă. Poftim, primarul poate să iasă cu replică, pentru că el spune că mătanul nu-i răspuns. Poate să iasă cu replică și cei care le pare rău, că de ce iadă, doamna Tamara, de ce nu te lauzi că Lugicu i-a cumpărat dulap. Dar nu i-a cumpărat sestre Lugicu. Dar nici nu e foarte modest să te lauzi cu reușitele, că asta e ca și cum mai lăuda pisica că prinde șoareci. Asta e misiunea unui consilier și a unui primar. Ma ta vorbești despre probleme, despre realizări, să vorbească faptele.